Bombardamentele armate izraeliene au vizat tunelurile unde, potrivit serviciilor secrete, se ascund militanții Hamas. De altfel, ministrul israelian al apărării a declarat că țara se așteaptă să lanseze o invazie terestră lungă și dificilă în fâșia Gaza. Cu puțin timp înainte, serviciile de comunicații din teritoriu au fost întrerupte. Pe de altă parte, Hamas a declarat în această dimineață că militanții săi din Gaza sunt pregătiți să facă față atacurilor izraeliene cu toată forța. Țările membre ONU au votat cu 120 de voturi pentru și 14 împotrivă rezoluția care cere un armistițiu între Israel și Hamas. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES10/L25 entitled Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. The result of the vote is as follows. In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft resolution A, ES10L25, is adopted. Israel a respins vehement rezoluția ONU prin vocea ambasadorului țării, care a spus că este o zi neagră pentru ONU și pentru omenire. Reprezentanții ONU susțin că telecomunicațiile din fâșia Gaza sunt întrerupte, inclusiv internetul. Acest lucru face imposibilă livrarea de ajutoare către civilii palestinieni. The humanitarian system in Gaza is facing a total collapse with unimaginable consequences for more than 2 million civilians. As the bombing intensifies, needs are growing ever more critical and colossal. About 500 trucks per day were crossing into Gaza before the hostilities began. In recent days, an average of only 12 trucks per day have been able to go in, despite needs being far greater than they were at any time. Potrivit Hamas, bilanțul victimelor palestiniene din Gaza a trecut de 7300 de morți. În Israel au fost ucise peste 1400 de persoane.